Evanghelia produce biserica, în al doilea rând, le prezintă biserica. În ce fel? Luăm botezul și cina Domnului. Când cineva este botezat, el mărturisește că are parte de lucrul la care este simbolizat în botez. ce e simbolizat în botez? Moartea și învierea Domnului Iisus. Eu mă botez pentru că mărturisesc că am parte de moartea și învierea Domnului Sus. de mântuirea câștigată prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Când biserica practică simbolul acesta, ea arată că altcineva are același lucru pe care l-au și ei. Ce? Mântuirea prin lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Asta este botezul. Botezul este poarta de intrare în biserica locală. Poarta de intrare în biserica locală. Toți cât s-au fost botezați, citiți fapte capitolul 2, s-au botezat și au fost adăugați la numărul ucenicilor. Imediat după botez s-au adăugat la numărul ucenicilor. Ei nu s-au adăugat la numărul ucenicilor decât atunci când s-au botezat. Botezul prezintă biserica, arată biserica. Încă un mădular adăugat trupului Domnului Isus Hristos. Botezul este primirea în biserică, iar cina Domnului este păstrarea unui credincios în biserică. Noi luăm cina și arătăm prin cina Domnului că toți cei care participăm la cina Domnului, doar cei care participăm la cina Domnului, avem parte de jertfa Domnului Isus Hristos. Ea lucrează în noi în mod continuu. De aceea pentru noi Uh, nu este un lucru oarecare să nu vii la cina Domnului. A, ah, nu vreau să vin acum la cina Domnului. Nu este un lucru grav să nu vii la cina Domnului, pentru că tu mărturisești ceva prin faptul că nu vii la cina Domnului. Mărturisești, în primul rând, că n-ai parte de jertfa Domnului Isus Hristos și, în al doilea rând, mărturisești că nu ești parte cu noi, trupul Domnului Isus care este format de jertfa Domnului Isus Hristos. Da?